Nu pot să spun că există vreun vinovat, pentru că nu am depistat încă unul. Este declarația purtătorului de cuvânt al maternității Julești Dorupană în scandalul bebelușilor infectați cu stafilococul la uriu. Reprezentantul maternității spune că activitatea unității a fost limitată și nu se mai face nicio internare. În prezent, în maternitate sunt internate 147 de persoane, dintre care 47 de bebeluși. 8 dintre aceștia sunt la terapie intensivă, dar nu sunt bebeluși internați cu stafilococ, a precizat acesta. Noile cazuri au fost redirecționate spre celelalte. 49 de angajați ai secției de neonatologie din spital au fost testați în aceste zile, iar 11 au fost depistați ca purtători a infecției cu stafilococ auriu. Angajații respective au fost scoși din tură, s-au dispus, -au dispus măsuri de igienizare, zona în care au lucrat angajații respective a fost eliberată și dezinfectată, nu odată, ci de mai multe ori, tocmai ca să nu existe niciun fel de problemă. Și S-au creat um, ulterior, împreună cu Direcția de Sănătate Publică, s-au elaborat niște protocoale în așa fel încât să se limiteze cât se poate o eventuală infectare a altor copilași. Medicul a adăugat că fiecare este responsabil de ceea ce face la locul de muncă. Nu pot să spun că există vreun vinovat, pentru că nu am depistat încă vreun vinovat și nu avem niște rezultate definitive la probele luatele de la DSP. În orice caz, personalul care a fost depistat cu ă, stafilococ, cu portai, deci cu care să aibă, nu că neapărat, niciunul nu este bolnav. Aici este problema, că nu am avut niciun caz clinic de îmbolnăvire cu stafilococ. Doru Pan a mai menționat că există posibilitatea ca infectarea celor bebeluși să fie de la maternitatea julești, dar că diferența între momentul externării și momentul internării în aceste cazuri este de 9 la 21 de zile, iar dacă ar fi fost o infecție intraspitalicească, ar fi trebuit să apară până într-o săptămână. 13 bebeluși care s-au născut în ultimele săptămâni la maternitatea julești au fost depistați cu safilococ auriu și au ajuns să fie internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. DSP a fost sesizat și a demarat controle la toate maternitățile de stat și private din București.